Salutare, iubiții mei români, aici Ilie Pană de la Laboratorul de Șosete, prezent la datorie. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre nesiguranță, despre faptul că în afaceri nimic nu este sigur și se lucrează doar cu probabilități. Vedeți că am un nou cadru pentru că fac această filmare de la apartamentul în care stăm noi aici în Bruxelles. Am în spatele meu o ramă, un tablou cu pene, sau frunze, dar pot să fie și pene, pentru că pe mine mă cheamă Pană și se pare că e foarte tare. Foarte tare. Dar e un concept foarte interesant pe care multă lume nu îl înțelege. De exemplu, mulți oameni mă întreabă pe tine cât te costă să faci o șosetă? Sau cât costă curentul electric pe o șosetă? Sau etc. Astfel de, tot felul de astfel de întrebări. Și eu mereu răspund, depinde, este poate în jur de X, dar poate să ajungă la Y. Pentru că depinde de foarte, foarte mulți factori. Prețul materiei prime variază, cursul valutei variază, prețul curentului electric variază, performanța noastră, de fapt, care e cea mai importantă, variază foarte mult, pentru că există luni mai bune, luni mai puțin bune, noi încercăm să fim din ce în ce mai buni, dar câteodată ne iese, câteodată nu ne iese. Astfel că prețul, sau costul, de fapt, de producție, nu este niciodată la fel. De asemenea, cât costă să reclama, cât te costă reclama să vinzi o cutiuță de cu șosete. Iar e același lucru. Câteodată costă mai mult, câteodată mai puțin, nu poți să știi la ce să te aștepți. Dar nu poți să știi fix la ce să te aștepți. De aceea este foarte important ca în afaceri să lucrezi cu statistici bară probabilități. Adică să te gândești mereu. Ar trebui, adică să dezvolți așa un fel, bine, trebuie să dezvolți și un fel de flair, asta vine un pic cu experiența. Ar trebui să reușesc să mă încadrez în atât pentru a cumpăra cu tare lucru. Din ce am observat, cu tare lucru costă cam atât pe piață, din acel lucru noi putem să facem cam aceste lucruri și așa mai departe. Multă lume nu înțelege și se sperie, pentru că oamenii vor să știe, oamenii au nevoie de siguranță. Noi așa suntem, din păcate. Noi avem nevoie să știm că ceva este sigur 100%, dar nimic, absolut nimic de fapt din viața asta nu este sigur 100%, nici însăși viața noastră nu este sigură 100%. Bineînțeles că dacă ea se termină nu mai contează nimic, dar absolut nimic nu este sigur, dar lucrurile, unele au probabilitate mai mare să se întâmple, altele au probabilitate mai mică și de aceea noi trebuie să învățăm să lucrăm cu conexiuni între probabilități. Este foarte interesant acest lucru. De asemenea, când începe o nouă acțiune, un nou plan, o nouă strategie, de exemplu în afaceri sau nu numai, trebuie să te gândești, dom'le, ar trebui să meargă pentru că ABCD, FG, adică statistic, probabilistic, ar trebui să am șanse să fac chestia asta bazându-mă pe următoarele lucruri. Dar știu și că există șansa să nu iasă. Deci mereu cumva să plecăm la drum când facem o afacere și nu numai, cu ideea aceasta că totul este de fapt nesigur și să lucrăm cu lucruri aproximative. Ar trebui să facem aproximativ asta cu aproximativ asta și cu aproximativ asta. Bine, dar să avem grijă să le facem. Adică estimarea inițială să fie cu aproximări, dar noi de fapt să muncim și să ne asigurăm că ducem planul la bun sfârșit. Pentru că poate ceva care am aproximat fiind costând mai mult, de fapt poate costă mai puțin și invers, ceva care am aproximat că costă mai puțin, costă mai mult. Ceva care am aproximat că ceva poate nu reușim să-l facem deloc și trebuie să găsim o altă soluție. Adică, de fapt, noi trebuie să ajungem la soluția finală, dar trebuie să știm sigur, să știm de la început că nimic nu e sigur și să nu fim dezamăgiți atunci când nu ies toate planurile chiar așa cum ne așteptam. Atenție, planul pe care îl construiți trebuie să fie foarte exact. Când plecați la un drum, să vă îndepliniți un obiectiv. Dar acest plan să fie atât de flexibil încât să se adapteze obstacolelor sau schimbărilor care apar pe parcurs. Sper că a fost de ajutor acest filmuleț. Iubiții mei români, vă pup și vă iubesc, vă doresc o zi extraordinară în care să ajungeți mai aproape de obiectivele voastre. La revedere!